Mă, atâta timp cât eu cu șopârlii că am stat în sala neaghiță, am făcut toate prostiile. Începând de la furat, bătăi și aventuri periculoase. Acum, eu nu prea acceptam din prima, îmi era bine. Dar nu dura mult pentru că diavolul de șopârlică mă îmbârliga de fiecare dată. Să mergem, să nu știu ce, că dacă sunt prieten cu el, trebuie să accept. Adică, într-un fel, eram obligat forțat să fac după șopârlică. Mă, înainte să trecem la poveste, povestea de astăzi este sponsorizată de Domino Dreams. Jocul chiar nu e greu, trebuie doar să potriviți puzzle-urile ca să-l puteți ajuta pe regele Richard, adică pămoșul ăsta. V-am mai spus eu de acest joc și în poveștile trecute. Odată ce potriviți puzzle-urile, în același timp câștigați și monede. Așa că după ce potriviți piesele de domino, puteți debloca niveluri. Mă, și partea cea mai interesantă în acest joc este că poți să-ți creezi regatul tău, adică să ți-l faci exact pe stilul tău. Și dacă tot a mers bine descărcările de data trecută, am zis că de data asta să mai fac un giveaway. Adică să pun la bătaie un telefon, dar nu orice telefon. Așa că premiul de data asta va fi un iPhone SE 2. Telefonul este însoțit de celelalte componente, de la căști până la încărcător. Ce trebuie să faci pentru a participa în giveaway? Mă, descarcă jocul din descriere sau scanează codul QR, apoi atinge nivelul 40, care ți-a maxim 30 de minute pe ceas. Faci o captură de ecran ca drept dovadă și după mi-o trimiteți pe Instagram și rămâne aceeași regulă. Primul venit, primul servit. Așa că descarcă jocul din descriere sau scanează-l codul QR și fii primul care descarcă jocul. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Bă, am și uitat, odată la 20 de nivele puteți să rotiți de roata câștigătorului, în care puteți câștiga mai multe premii. Într-un fel, roata te ajută să avansezi în joc. Așa că dacă vrei să câștigi un iPhone SE 2 din 2020, descarcă jocul din descriere sau scanează-l codul QR. Și dacă ești rapid și descarci jocul și văd că ești primul care mi-a dat mesaj, poți să fii chiar tu câștigătorul iPhone-ului SE 2. Mă, și dacă se adună vreo 3000 de descărcări, în următorul giveaway o să adaug 3 locuri, adică 3 premii. De exemplu, locul 1 un iPhone 15, locul 2 un Galaxy Z Flip 3, bă, și locul 3 un PlayStation 5. Așa că dacă se adună cele 3000 de descărcări, în următorul giveaway o să aveți mai mult de câștigat. Pune mâna și descarcă jocul din descriere sau scanează-l codul QR și fii mai rapid ca altul, vorba aia, primul venit, primul servit. Așa că nu vreau să vă mai rețin și haideți să revenim la poveste. Așa că, din câte mi-aduc eu aminte, acum mult timp în urmă eram cu șopârlică în sala neaghiță. Și cum știți, ca de obicei, eram în fața casei și stăteam pe bancă. Acum, cum tot stăteam noi pe acolo și vorbeam numai prostii și ne vinea în cap tot felul de idei proaste, la un moment dat din stânga noastră vinea neaghiță, dar nu era doar el, avea și un cal. Acum eu eram mirat, șopârlică și el la fel era mirat că nu știa ce face neaghiță cu calul. Că din câte știa șopârlică, neaghiță nu prea le avea cu caii. Așa că ajunge neaghiță cu calul lângă noi și deodată l-auzim. Auzi mă, șopârlică? Da, bunicule, ce? Vezi că am luat calul ăsta pe datorie, că bani n-aveam, și am zis că dacă tot sunt singur în sat, tu nu prea videți pe aici, mă mai iau cu calul, mai merg prin pădure după lemne, mai car câte ceva cu el, na, acum trebuie să fac rost de căruță de aia și cam atât. Și trebuie să mă ajut la ceva tu. La ce, bunicule, adică? Păi fii atent, am nevoie să mergi cu calul pe câmp, mai stai și tu acolo, ai grijă de el și dacă cumva vrei să te înțelegi cu calul, îi spui pe nume, Ghiocel. Ghiocel? Așa-l cheamă? Da, mă, ce? Nu-i bun numele ăsta? Ghiocel, brei, adică alt nume n-ai găsit. Ce, mă, că nu eu am pus numele ăsta, așa-l chema de când era pui. Aha, și dacă-l stric pe nume, mă înțelege? Adică ca un câine de la, dacă-i zic cuțu, cuțu, Ghiocel, vino aici, vine după mine, nu? Vezi că n-am chef de mișto, cât timp o să mai stai aici, treaba ta este să duci calul pe câmp. Și ce, brei, nu pot să-l las acolo? Nu, mă, că mi-e frică să nu-l fure cineva. Neaghiță, dar nu, adică nu are cine să-l fure, zic eu, că nu se bagă nimeni la furat. Voi știți multe, mă, tu și o purlică faci ca mine, ai înțeles? Da, brei, eu mă duc, nu sunt contra, dar cât trebuie să stau cu el acolo, brei, pe câmp? Păi vreo 5-6 ore. Cât, brei? Da, ai nebunii la cap, dar o iau razna dacă stau atât. E cam, neaghiță, e cam mult, o oră, poate două stăm, dar atât, 5-6 ore, e cam mult. Nu, că vreți să mă enervați. Atât are nevoie un cal, din câte am înțeles. Mergeți sau nu? Da, bre, mă duc, dar cum vrei? Ah, nu, peste vreo 30 de minute, cam așa. Bine, bre, mă anunț dacă e de ceva. Doar azi merg cu el, mâine te duci și tu. Lasă-mă, că vedem noi. Bine, bunicule, bine. Acum neaghiță a intrat în curte cu calul. Eu mă uitam la șopârlică mirat. Șopârlică se uita la mine de parcă aveam eu vreo vină. Acum, după câteva minute, îl aud pe șopârlică deodată. Ce drept cu bunicul să cumpere cal? Bine, l-a luat pe dator
datorie, dar na, cam tot pe acolo bate. Da mă, posibil, eu știu, se mai schimbă omul. Ce dracu, bă, mi se pare cam suspect, așa deodată bunicul își cumpără cal, cam suspect. Du-te dracu, mă, suspect, ai paranoia, ce ai? Mă, toxică, eu știu ce zic, ori a furat calul, ori nu știu, ceva e la mijloc. N-are mă ce să fie, ce ai, ești nebun? Nu știu, toxică, bate la ochi. Vezi că poate te bate eu cu un pumn în ochi, taci drac odată că de dimineață îți merge gura într-una, dar nu taci și tu deloc, zici că ești casetofon. Bă, du-te dracu, dar tu când vorbești mult, eu să te ascult, nu? Ce zici, mergi cu mine să ducem calul pe câmp? Nu. Ce dracu, mă, cum nu? Nu merg. Haide mă, nu fi prost, că mă plictisesc singur. Nu merg, mă, dar ce, sunt îngrijitor de animale? Ia uite al dracu, haide mă, nu fi prost, dar urât faci, mă, las că te spun lui bunicu. Spune mă că n-am treabă, eu nu merg. Nu mergi, nu? Nu, mă, nu. Mă, și dintr-o dată la opă și o pârlică cum striga după neaghiță. Bunicule, bunicule, vino bre puțin că face toxică figuri. Eu acum am crezut că glumește. Bine, eu glumeam cu și o pârlică că nu merg. Voiam mai mult să le enervez. Da, și o pârlica mea țipa în gura mare după neaghiță. Bunicule, haide bre că ai de rezolvat o mică problemă. Taci drecu mă că am glumit. Ce glumă mă? Lasă că glumește bunicul cu tine. Taci drecu mă, merg, glumeam și eu ce ai. Sigur mergi? Da mă, taci drecu. Bine mă, stai acolo bunicule că nu mai trebuie să vii. Vezi ce face frica din om? Repede se schimbă. Ia, glumeam și eu mă, ce prostești. Taci mă, când auzi de bunicu, adică când auzi de numele lui, ți-e frică, fii sincer. Nu mă, ce, adică da, mi-e frică, dar și tu prost strigi după el. Păi dacă nu voiai să mergi, uite că am rezolvat treaba ușor. Du-te drecu mă, dar te prind eu, te prind în offside. Opriți pe mă. Dacă pe mine n-ai cu ce să mă prinzi. Lasă-mă și o pârlică, că așa ai spus de multe ori și tot la mâna mea ai ajuns. Bă, du-te drecu. Bunicule, vino bre odată. Taci drecu mă. Păi, mai zi tu ceva rău, că vine rău după tine. O, mă, taci. Mă, și dintr-o dată iese neaghiță din curte și l-auzim deodată. Ce ai mă de strigi atât? Cine bre, eu? Nu bre, ăsta. Taci drecu mă. Ăsta. Ce ăsta mă? Nimic bre, lasă așa. Dacă nu zici, te iau la bătaie. Nu bre, ce ai? Zi odată. Păi eu nimic bre. E firea aia, al dracu. Gata bre, gata, zic, ăsta toxică nu vrea să vină cu mine. Așa ai mă? Ce, nu, adică da, merg. Că mie îmi place să merg cu calul. Mai ales am grijă de animale. Că eu nu prea am avut animale multe. Și cu ocazia asta, eu zic că mai învăț și eu câte ceva. Așa ziceam și eu. Ce mă, n-ai spus că nu mergi? Ce ai șopârlică? Am spus că merg. Nu ce spui tu, ce ai? Bă, du-te dracu, că după crede bunicul că sunt mincinos. Nu mă, ce ai, n-am zis așa. Firea al dracu, ce repede o schimbă mă. Ce mă, tu și o pârlică știu că ești mincinos. Tu crezi că ești doar o minciună pe pământul ăsta. Haide vrei, faci și tu mișto. Cred că are dreptate neaghiț. Tu taci dracu mă, ce bunicule, nu mă crezi? Ba da mă, hai, gata cu cearta, mai stați puțin așa și mergeți cu calul pe câmp. Bine bre, bine. Acum și o pârlica meu se uita la mine încruntat. Era nervos la maxim că nu i-a ieșit lui paziența. Eu eram bucuros că m-a crezut neaghiță, că n-am, nici nu voiam să pună mâna pe mine, că știu că scăpam cu câteva lovituri bune. Așa că mai trec câteva minute, se întoarce și o pârlica meu la mine și începe să-mi spună. Bă, tu ești bulanjiu? De ce, mă? Păi, de ce n-ai recunoscut? Nu, că ești prost. Cum să recunosc, mă? Bă, du-te drecu, că acum bunicul crede că sunt mincinos. Și ce vrei să-ți fac? Cum adică mă, dar e frumos așa? Dar e frumos mă să mă dai în gât la bunică, tu ți-am spus odată că am glumit. Tu nu, că ești șmecher, că tu ești sifon, repede dai cu gura. Cine mă, eu? Păi dacă m-a întrebat ce să fac, îmi era frică, n-ai văzut? Că dacă nu-i spunea mă și lovea. Te lovea pe drecu, repede ai spus tu, trebuia să-l iei cu altceva, nu știu, puteai să-i spui de cal, un alt subiect, nu știu, ceva acolo. N-am știu mă, nu știam ce să-i spun, m-am blocat pe loc. Lasă că te blochez eu de tot. Haide mă, nu fi supărat, că tot fratele meu ești. Ia, fratele tău, păi tu ca fratele meu o să mă arzi mereu. Haide mă, că nu e așa. Lasă că știu eu. Taci mă odată, hai că mai stăm puțin, iese bunicul cu calul și merge pe câmp. Na, ce să facem? Du-te drecu cu calul tău cu tot. Ia, ai înjurat calul lui bunicului. Bunicule! O, mă, că glumeam. Tu bată-te ar drecu să te bată, mai fă tu glumii de-astea că mai vine sărăcia în sat, mai fă tu glumii. O, mă, hai că mai stăm puțin și mergem pe câmp. Bine mă, bine. Așa că au trecut vreo 10 minute.
minute, la un moment dat iese Neaghiță cu calul din curte, îi dă calul lui Șopârlică și deodată l-auzim. Haide mă, vă duceți pe câmp, stați acolo câteva ore și după veniți acasă. Bine bunicule, bine, dar de mâine nu mă mai duc, te mai duci și tu. Lasă că vedem noi. Nu că vedem, eu de mâine nu mă mai duc. Mă comentez cumva, hai plecați odată. Hobri, bine bri, hai că plec. Așa că am luat-o la drum. Mergem cât mai mergem, într-un final am ajuns pe câmp, eu cu Șopârlică ne-am pus pe jos. Și am început să așteptăm să treacă cele 4-5 ore. Acum plictiseala era prea mare. Adică că ne uitam la un cal care mănâncă iarbă și ce mai face el pe acolo. Cum toți stăteam noi pe acolo, la un moment dat la upă Șopârlică deodată. Mă, Toxică, am o idee. Ce idee ai, mă? Fii atent, eu în viața mea n-am călărit un cal. Nici să nu te gândești. Taci, drecu, mă, fii atent, eu zic așa. Nu mai zi nimic. Taci, mă, odată, eu zic așa. Hai să călărim și noi calul ăsta. Ne distrăm, mă, eu o tură, tu o tură, bunicul n-are cum să știe. Că dacă stăm așa, fără să facem nimic, nebunim de tot. Haide, mă, nu fi prost. Nu, Șopârlică, ești nebun, poate ne rupe mâinile și picioarele. N-are cum, mă, ți-asigur eu. Lasă că tu mi-ai asigurat multe și tot rău am ieșit. Haide, mă, Toxică, mă urc eu prima dată. Haide că dacă nu pățesc eu nimic, nici tu n-ai să pățești. Nu, mă, nu. Haide, mă, că așa nu pot să stau. Bă, du-te, drecu, tu n-ai stare deloc. Urcă-te tu, mă, ce mă bași pe mine. Haide, mă, și tu, stai și te uiți la mine, nu fi prost. Și ce, mă, mă uit la tine, cu ce te deranjează? Nu că m-ar deranja, dar nu știu, mă, mi-a iurea, mă distrez doar eu. Da, mă, ce are? Eu mă distrez așa, că stau pe iarbă, că mă relaxez. Chiar dacă e plictiseală, măcar sunt liniștit. Mă, fii atent, punem pariu pe PlayStation-ul meu ăla care are și GTA. Dacă eu apuc să fac 3 ture cu calul pe câmp, adică să mă duc dintr-un loc în altul, dar de 3 ori, adică atunci am câștigat eu. Dar dacă tu faci mai multe ture cu calul, adică poate să fie și 4 ture și am făcut doar 3 ture, atunci câștigi tu PlayStation-ul. Nu, mă. Mă, fii atent, bag și PlayStation-ul și toate jocurile mele, toate, și știi că eu am băgat bani în jocuri. Bine, mă, tu ai spus-o, dar mai dai și tu 50 de lei pe lângă. Hai mai du-te, drecu, vrei și aia și aia, dacă vrei așa, doar PlayStation-ul și jocurile. Bine, mă, bine. Bine, mă, hai, urcă tu primul. Ce ai, mă, ești prost, ai spus că tu ești primul. Păi nu, mă, că acum ești în concurs și zic că ești tu primul. Știi ceva? Nu mai vreau. Ce, drecu? Bine, mă, bine, hai că sunt eu primul, na, ce să fac? Așa, da, mă bag, dar dacă ai pățit ceva, nu e vina mea. Da, mă, da. Bine, mă, bine. Așa că ne ridicăm de jos și mergem mai aproape de cal. Acum pe Șopârlica meu l-am văzut eu că nu era sigur pe el. Mă, și deodată îl aud că vorbește cu calul, adică cu Ghiocel. Ghiocele, fii atent, urc și eu pe tine puțin, că na, nu vreau să pierd PlayStation-ul. Și după faci ce vrei tu, adică eu mai mult aș prefera să-l arunci pe Toxică în cap. Ia, du-te drecu, mă. Ce zici, Ghiocele, mă lași? Haide, mă, că nu-ți fac rău, vezi că mă urc. Mă, și dintr-o dată îl văd pe Șopârlica meu că încerca el să urce pe cal. Acum Ghiocel al nostru nu stătea locului, tot o lua înainte. Șopârlica meu era nervos la maxim. Firai al drecu, Ghiocel, stai, mă, puțin, ce ai, n-ai starii? Mă, dă-o drecu de treabă, nu vrea, mă, lasă-l. Ce nu vrea, mă, nu vrea, nu, lasă că-l fac să vrea. Mă, și-l văd pe Șopârlica meu că ia un băț de pe jos și începe să lovească pe Ghiocel. Acum Ghiocel al nostru a luat-o direct la fugă. Dar faza era că noi nu am legat calul de vreun copac, ceva. Acum îl văd pe Șopârlica meu că o ia după Ghiocel. Eu acum nu prea voiam să mă bag, adică nu aveam speranțe că pot să-l opresc pe Ghiocel. Mă, și odată ce Șopârlica alerga după Ghiocel, îl aud pe Șopârlica că țipa în gura mare. Ghiocele, frel, drecu să fii, oprește-te, du-te, drecu! Da, Ghiocel, nimic, alerga ca nebunul. Ghiocele, dar stai, mă, ce faci, unde fugi? Apoi, firai al drecu, dar tu fugi mai tare ca mini. Mă, și dintr-o dată îl văd pe Șopârlica că face dita mai saltul și se aruncă pe burtă. El voia să prindă sfoara din fugă, dar ce să prindă, frate, că a căzut cu fața de pământ. Acum pe mine m-a bufnit râsul și am început să spun. Ce ai făcut, mă? Ai făcut contact cu pământul, a? Aoleu, mă, ce drecu, mă, al drecu, Ghiocel. Ce spui, mă, că nu te aud? Prinde calul, mă, că ne omoară bunicu. Nu te aud, mă, zi mai tari. Al drecu de prost, nu mai pot. Nu, că nu te aud. Ce să-l aud pe Șopârlică, frate, că îmi imaginezi ce durere avea.
cum mă uit după ghiocel, dar spre norocul nostru, ghiocel s-a oprit la câțiva metri distanță de noi. Așa că mă uit la șoprilică și încep să-i spun: mă, s-a oprit ghiocel, mă, e mai în față. Du-te și ține-l să nu mai fugă. Ce spui, mă, că nu te înțeleg? Du-te după ghiocel. Ma, bine, mă, hai că mă duc acum. Așa că am luat-o spre ghiocel. Odată ce am ajuns lângă el, am luat sfoara de jos și am început să fac câteva noduri de primul copac găsit în cale. Așa că îmi întorc spatele să văd ce face șopârlică. Da, ăsta încă era pe jos, se lupta cu durerile. Nu a mai durat mult timp că-l văd pe șopârlică că s-a ridicat de jos și eu iau în forță spre ghiocel. Atât am apucat să mai spun. Nu, că te bate ghiocel, fugi. Mă, și-l văd pe șopârlica meu cu ea la fugă spre ghiocel. Eu am crezut că nebunul își pune capul cu calul de acum. Adică că se bate parte în parte cu ghiocel. Odată ce a ajuns șopârlică lângă ghiocel, îl văd deodată pe șopârlică cum s-a urcat pe cal. Acum eu eram mirat când am văzut că ghiocel nu face ca toți dracii. Acum se uită șopârlică la mine și începe să-mi spună: gata, mă, l-am dresat. Ce dresa, mă, dă-te jos că dacă se pune ghiocel să facă două mișcări de ale lui, de nu te face borș. De nu-ți rup tu mâinile și picioarele atâta rău. Du-te, drecu, haide, mă, haide ghiocelului. Mă, și-l apucă pe nebunul de șopârlică să dea cu palma în ghiocel. Ce să mai zic, frate, că ghiocel s-a ridicat în două picioare de la arunca pe șopârlica meu direct în cap. Eu pe moment atât am apucat să aud. Ce mai de acum, am zis că gata, că gâtul lui șopârlică e făcut acordeon. Mă duc mai aproape de șopârlică și încep să-i spun: mă, șopârlică, ce s-a auzit, mă, ești bine? Mamă, ce... Vai de capul meu. Chem poliția, salvarea, ce să chem? Nu chema nimic, auleu. Ești bine, mă, zi ceva să mă liniștesc, dracu. Mamă, nu sunt bine, mă doare capul, vai, auleu. Mă, înseamnă că ești bine dacă vorbești. Mamă, gâtul meu, tu-s gâtul mătii de cal, să vezi ce bătaie îți dau. Tu-l dracu de cal, revinu-ți, că mi-e frică și o pârlică. Mamă, nu mai pot. Ce mai, frate, că eram roșu tot la față. Sincer să vă spun, eram speriat. Am zis că și-a rupt ceva oase, nu știu. Acum stăm așa vreo 10 minute și deodată îl văd pe și o pârlică că se ridică în picioare. Dar nu mai avea el cheful ăla cum îl avea acum 10 minute în urmă. Eu m-am bucurat că l-am văzut pe picioarele lui și încep să-i spun: mă, ești bine? Adică ești în regulă? Îți funcționează creierul, oasele? Dacă ai ceva, zim ca să te ajut. Al dracu, mă, ce? Mamă, dar ce calmă. Dar nu, că ăsta nu stă. Păi ți-am zis eu, dă-l dracu de cal, lasă-l, nu te mai urca. Ce să nu mă mai urc, mă? Stai să-mi revin, să vezi ce-i fac eu. Lasă că nu mă las eu. Stai, dracu nebunule, vrei să-ți rup oasele? Ce vrei de fapt? Taci, dracu, mă, tot îl fac eu. Stai să-mi revin, să vezi că tot îl călăresc. Mă, nebunule, stai, dracu, cu minte, ți s-a urât cu viața. Du-te, dracu, mă, dar las eu așa. Ghiocele, asta e a doua oară că m-am lovit. Dar dacă faci un pas greșit și a treia oară, să vezi ce bătaie bag în tine. Taci, mă, odată te bați cu calul de acum. Ce, mă, că trebuie să înțeleagă că trebuie călărit. Du-te, dracu, mă, crezi că e om să înțeleagă? Dă-l, dracu. Ce dă-l, dracu, mă, lasă că-l fac eu. Să fie băiat cu minte. Stai, mă, odată. Taci, mă, odată. Mă, măcar dacă tot te urci, nu-l mai lovi. Mă, comportă-te frumos. Da, mă, chiar și așa, cred că de aia a reacționat așa, nu? Păi normal, mă. A, bine, mă. Mă, acum am stat noi acolo câteva minute bune ca să-și revină total șopârlică. Acum, la un moment dat, îl văd pe șopârlică că s-a urcat pe ghiocel iarăși. Eu m-am dat în spate, că na, dacă nebunul nu voia să înțeleagă, ce putere aveam eu ca să-l opresc? Bă, desfă-ți foara de copac și lasă-mă pe mine să-l dresez eu. Măcar nu-l mai lovi, că se sperie drecul și te aruncă iarăși în cap și de data asta te face una cu pământul. Da, mă, lasă-mă odată, dezleagă de acolo. Bine, mă, bine. Am început să dezleg eu de acolo sfoara de copac. Acum și șopârlica meu tot vorbea cu ghiocel. Ghiocele, ce faci tu, tată? Nu mai fii fricos că nu te mai lovești, tata. Ai grijă, mă. Am eu grijă, mă, taci, drecu. Așa, ghiocel, ușor, tată, ușor. Mă, acum ghiocel dădea semne de pace. Adică că nu era nervos sau speriat. Mă, se plimbă și șopârlica cu ghiocel câteva minute, dar nu s-a întâmplat nimic.
Acum eu am rămas șocat. Eu eram sigur 100% că iarăși îl arungă pe șopârlică de pământ de-i face gâtul acordeon. Mai se plimbă șopârlică câteva minute pe acolo, deodată se dă jos de pe ghiocel și începe să-mi spună. Ce zici, mă? Ce să zic, du-te drecu, ai dresat câinile, ăsta ai dresat calul. Haide, mă, că n-am căzut degeaba. Vezi, ușor te înțelegi cu calul, adică cu ghiocel. Da, mă, du-te drecu. Lasă-mă, că ăsta o să fie prietenul meu de acum încolo. Eu zic că dacă vrei să fii prieten cu el, zic că să nu-l mai lovești, că dacă lovește el pe tine. Nu, mă, n-am știut nici eu, dar acum am înțeles că pe ghiocel nu trebuie să-l iei tari. Păi, așa zic și eu. Hai să mai stăm vreo oră cam așa și după plecăm. Bine, mă, bine. Așa că l-am lăsat pe ghiocel în libertatea lui să facă orice vrea el. Iar eu cu șopârlică ne-am pus pe jos și am așteptat să treacă ora aia. La un moment dat ne-am ridicat de jos, l-am luat pe ghiocel și am luat-o spre casă. Odată ajuns în fața casei, intrăm în curte, iar șopârlică a început să-l strige pe neaghiță. Bunicule, vino bre, ți-am adus calul, adică pe ghiocel. Bunicule, ieși odată. Peste câteva secunde iese neaghiță din casă și l-auzim deodată. Ce faceți, mă, la ora asta aici? V-am spus că maxim 4-5 ore să stați cu el. Da, ia stai, mă, tu ce ai la cap? Eu am călărit calul, bre. Nu te cred. Da, bre, nu te supăra, dar l-am călărit. M-am lovit și eu de 2 ori, dar am reușit să-l stăpânesc. Mă, șopârlică, nu te cred. Ce recoai, bre, de spui numai așa? Nu te cred. Ce ai? L-am călărit. Zi, mă, și tu ceva. Zi toxică că l-am călărit. Da, neaghiță, așa e. Ia arată-mă că de la cine l-am luat eu calul, mi-a spus că ghiocel nu stă deloc călărit și de asta am rămas mirat. Vrei, bre, să-ți arăt? Ia arată-mă. Bine, bre, ia fii atent. Mă, și dintr-o dată s-a urcat șopârlică pe cal. Neaghiță era mirat, că nu-l credea pe șopârlică că a reușit să-l călărească pe ghiocel. Și deodată îl auzim. Fiți-ar norocul să-ți fii. Bravo, mă, șopârlică, nu știu cum ai făcut, dar pe ăsta nu l-a călărit nimeni. Adică tu ești primul. Ce, bre, dar eu sunt prost. Eu știu să dresez și oameni și fraier, dar cel mai mult știu să dresez animali. Bravo, mă, șopârlică. Hai că pentru asta primești 30 de lei din partea mea. Serios, bre? Da, mă, bravo. Bine, bre, eu nu zic că nu. Eu îi primesc. Na, ia dă-mi banii. Na, mă, na. Hai, mersi frumos. Păi atunci, mă, dacă tot stăpânești calul, tu o să ai grijă de el, da? Da, bre, acum chiar nu mai vreau, nu mai refuz deloc. Mă duc și de drag cu calul. Bine, mă, hai dă-te jos. Bine, bre, bine. Așa că în ziua aia am mai stat prin curte. Seara ne-am pus în pat. Următoarea zi când ne-am trezit, am luat-o iarăși pe câmp cu ghiocel și atunci am stat cam vreo 5 ore. Dar atunci chiar nu ne-am plictisit, pentru că șopârlică-l tot călărea pe ghiocel, iar eu mă uitam la ei cum se înțeleg de minune. Și uite așa, șopârlica meu s-a ales cu fața tamponată, odată când a căzut el cu fața de pământ și odată când l-a aruncat ghiocel cu capul în pământ. Mă, acum relația dintre șopârlică și ghiocel erau bune, adică la modul că singurul om care îl călărea pe ghiocel era șopârlică. Au mai încercat și alții, dar n-au putut. Așa că s-au întâmplat foarte multe chestii în satul ăla. Spre exemplu, când șopârlică s-a dus în sat la magazin cu calul și spre norocul lui șopârlică a combinat o fată frumoasă rău. Dar asta o să vă povestesc poate că altă dată. Și cam asta este povestea de astăzi. Sfatul meu este, mă, dacă vi se întâmplă vreodată să călăriți un cal și calul nu prea stă pe loc, adică să-l călăriți, eu zic să stați drecul liniștiți, că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Din cazurile astea, mulți dintre voi v-ați ales cu o mână ruptă, cu un picior rupt sau cu niște coaste rupte. Și na, e păcat de voi să vă accidentați așa. Așa că norocul l-a ținut de partea lui șopârlică, că nu și-a rupt nimic. Că na, putea să-și rupă gâtul și acolo era mai rău. Stați cu minți, nu fiți curioși și nu încercați niciodată așa ceva pe acasă.